proiectul de autostradă prin scoaterea din circulație, radierea și casarea autoturismului Mercedes-Benz cu numărul de matriculare Bacol 12 CGD, inițiator prin Marș și Răzucinei. 2. Proiect de hotărâri prin revocarea hotărârii Consiliului Local, Gorea 2, numărul 5, 310123, prin aprobarea regulamentului de stabilire a unui form de sprijin financiar de la bugetul local al Comunei Gorea 2, prin unitățile de cult, aparținând cu inițiator primar și Răzucinei. Și punctul 3. Proiect de hotărâri prin modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local, numărul 100 din 21 august 2023, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Gorea 2 în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale numărul 1 Gorea 2 și în Comisia Evaluare și Asigurarea Calității și în Învățământul Preuniversitar. Inițiator primar cel ultim. Așa, începem cu primul punct. Nu, cine de acord? Da, cine de acord, da. Pentru facilitatea toate românii de acord. Suplimentează ordinea de zi. Suplimentează ordinea de zi cu două puncte. Proiect de hotărâri privind aprobarea amplasării unor cismeri publici și raportarea acestora la rețeaua de apă potabilă. Inițiator primar și Răzucinei. Și punctul 2. Proiect de hotărâri privind îndreptarea erorii materiale apărute în cuprinsul hotărârii Consiliului Local 22, numărul 82, din 31.08.22, privind vânzarea prin licitație publică în condițiile legii a unui număr de 41 de locuri, teren, porți și construcții, aparținând domeniului privat al Comunii Gorea 2, județul Bacău, inițiator primar și Răzucinei. Cine este de acord pentru suplimentare? Toată lumea. Aprobarea procesului verbal din 21.08.23. Cine este pentru? Contra cine? Așa, începem cu proiectul ordinii de zi, primul punct, prin scoaterea din circulație, radierea și casarea autoturismului merge în vreun cu numărul din matriculare Bacău 12 PGV, inițiator primar și Răzucinei. Domnule primar, vă rog. Bună ziua, primește-mi la ședința ordinară de luna septembrie. Proiectul de hotărâre este unul, cred că se poate de clar, fără dubii, fără echivoc. Primăria Gorea 2 a mai primit din partea Serviciului de Informații Externe o mașină, o Dacia Logan, funcțională, abia a fost înmatriculată, înscrisă în circulație. Fapt pentru care, ca să folosesc o vorbă celebră, eu nu colecționez mașini în parcul rece și nici nu vreau să le găsesc prin spate atârnate ca să intre rugina în ele. Propun casarea în condițiile legii a autoturismului Mercedes Bacău 12 PGV, din cauza faptului că, deși el este încă funcțional, dar rugina l-a pătruns cam în tot ansamblul său. El are un motor de 2000 benzină, un consum destul de mare, este foarte vechi, din 2001. Este și Euro 3. Am depus cereri de finanțare pentru obținerea acelui ecotichet de 120.000 de lei pentru o mașină electrică. Din păcate, nu am reușit să prindem, pentru că în 2,5 minute s-au epuizat toate fondurile alocate pe țară la nivel de UAT-uri. Și singura soluție am propus eu, unde mai sunt fonduri la Rabla clasic, cum îi spune, nu Rabla Plus. Tot o mașină nouă, benzină, eu am vrut și cu GPL, dar am înțeles că nu mai sunt în stoc de când a fost problemele cu GPL-ul, nu mai găsim. Dar o mașină pe benzină, Euro 6, la tot o mașină autohtonă, vă dați seama, să o folosim, să rămână tot în patrimoniul primării. Deci merge de sub predat la Rabla, cum s-ar spune. Cred că... Olea Mareș. Da. Mai ca tot.
Despre asta, este vorba, oricum ar fi, nu vreau să stea prin spatele primăriei, știți, v-ați amintit la începutul mandatului, aveam 5 cadavre, exact cum le spunea doamna Antoi, parcuri reci, la mine nu vreau să aduc parcuri reci, la mine vreau să dispară. Să mă la bază. Și puneam la vot. Aia este pentru. Contra, abține. Punctul 2. Proiect de hotărâri privind revocarea hotărârii în Consiliul Local, Gorea Băiești, numărul 5, în 3.01.23, privind aprobarea regulamentului de stabilire a unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Comunii Gorea Băiești pentru unitățile de cult aparținând cultelor. Nu e un lucru care vă surprinde, știți că am discutat de la ședința cu alocările bugetare. Regulamentul s-a dovedit a fi o procedură foarte, foarte greoaie pentru unitățile de cult de pe raza comunii. O să vă găsim o altă formă, așa cum v-am spus, să încercăm să ușurăm, totuși să fim și noi acoperiți în hârtii și cred că soluția cea mai bună este aceea care v-am spus-o, ca noi să preluăm ca fiecare obiectiv de investiție al cultului, să-l preluăm pe Consiliul Local, să-l divizăm noi, să-l preluăm ca o investiție a noastră și să-l derulăm pe bugetul local, așa cum am derulat o investiție a primăriei de la cap la coadă, cu dirigent de șantier, cu deviz, cu recepție, cu liste de cantități, cu tot ceea ce presupune un proiect de la cap la coadă care poate fi și verificat. Asta e propunerea mea. Azi doar revocăm actul administrativ pentru ca în următoarea ședință să putem intra cu un regulament nou. Cine este pentru? Abține? Contra? Împotrivă. Contra. Bun. Punctul 3. Proiect de hotărâri privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local, numărul 100 din 21 august 23, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Gorea Băiești în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale numărul 1, Gorea Băiești, Consiliul de Evaluare a Asigurării Calității în Învățământul Preuniversitar. Inițiator primar, Sârbu Cinei. Domnule primar, vă rog. Da. În data de 21 august, dacă vă aduceți aminte, am desemnat două persoane în Consiliul de Administrație a Școlii. Pe data de 4 sau 6 septembrie a fost publicat în Monitorul Oficial al României Ordinul 4 septembrie, Ordinul 6223 al Ministerului Educației privind aprobarea metodologiei cadru de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație de Unități de Învățământ Preuniversitar. Iar la articolul 6, aliniatul 1, litera C, Ordinul statuează următorul lucru. Reprezentanții Consiliului Local și Consiliului Județean sunt desemnați de acestea, adică prin hotărâre. Acești reprezentanți în Consiliul de Administrație nu pot avea calitatea de personal didactic de predare sau auxiliar, personal administrativ în unitatea de învățământ respectivă și nici calitatea de personal didactic de conducere, îndrumare și control. Cu alte cuvinte, angajații școlii nu pot face parte din Consiliul de Administrație. Până în vedere că l-am desemnat pe domnul Gaman Ioan, acesta este angajat cu contract de muncă al școlii și l-am pus într-o situație de incompatibilitate pe care o prevede. Dătoare nu cât și legea 161/2003. Avem termen 30 de zile să îndreptăm această greșeală, nu dorim să-l punem în această situație, fapt pentru care vă rog să faceți o propunere pentru a înlocui pe domnul Gaman Ioan din Consiliul de Administrație al Școlii, care e reprezentant al Consiliului Local. Doamna Inache, la vremea respectivă, a spus ea ceva de genul ăsta, dar na, eu nu mă bag peste ambițiile personale, dar uite că apar și legile. Deci va trebui să desemnăm pe cineva care, unul, să aibă timp, încă o dată vă spun, să aibă timp să vină. Da, să nu trebuiască să semnăm pe brânci. Doi, să aibă disponibilitate, să nu îl rețină nimic. Deci nu pot să fie de la oricare partid, nu fac nicio număr. N-am trebuit să fac ponderi pe nicăieri. Poate să fie de la PNL, poate să fie de la România, poate să fie de la PMP, poate să fie de la PSD. Ideea e să aibă disponibilitate și timp. Că uneori pică rău ceaua, deci undeva la ora 1, da. O propunere de cine vrea? Este propunerea Consiliului Local. Faceți desemnări, vă rog. Ai la Bucurluce. De aici pe aproape, un alt. Doamna refuză.
Unul care se zice din gura lui, care mai departe, de la dumneavoastră, de la PSD? Domnul Vicente, îmi domnul Tătar? Când vin așa... A, domnul Tătar? Da, domnul Clar. Doamna Tătar. Domnul Sandu? Da, domnul, sunteți mai aproape de aici. Ca să... Da. Îmi poate să ne pune o propunere primarului. Propunerea mea, domnul Diaconu Sandu, vă rog să spuneți la vot. Păi ce ascultă Tureșu. Așa ne e zic, dar al mat. Ați învățat de voi, că unde? Dar vei nu m-a propus nimeni, așa? Vrei? Nu, dar nu vrei, nu vrei, nu vrei. Da, așa e vrei. Deci, domnul Diaconu, da? Da. Supune și proiectul. Supunem la vot? Da, toată lumea. Mă bucur. Acum să trecem la... Suplimentare. Suplimentare. Se suplimentare de vot. Așa, articolul. Proiect de hotărâri prin aprobarea amplasării unor și smerii publice și era acordarea acestora la rețeaua de apă potabilă. Inițiator primar cel Lucinei. Vă rog, domnul primar. V-ați dat seama ce vreau să fac, nu cred că e... Nu cred că e vreo surpriză. Încercăm să ajungem peste tot, unde nu s-a putut ajunge pe proiectul inițial, dar să fim și acoperiți în hârtii și să branșăm și oamenii până la punctul respectiv. Am propus trei locații, unde la momentul de față încă n-a ajuns apa. Satul Motocești, strada pe Vale, sunt 5-6 locuințe acolo, la Panaite, la Beleciu, la Popescu, la Cântea, mai ajută mătul la Zdrobiș. Da, cam astea. Da, sunt 5-6 locuințe care vor și ei apă potabilă. Și o să o facem numai sub această formă, să amplasăm o ciușmea publică, băieții din deservire și servicii se vor ocupa, unul din cetățenii ne permite accesul gratuit de unde a rămas conducta, să trecem prin bucata lui și să pun, ne dă drept de uși servitute scris, ca să ieșim pe drumul ăla în spate la Panaite și să asigurăm și acolo apă potabilă. Până la ciușmea publică, îi branșăm pe toți ca să fie în regulă. După care mai avem o porțiune în satul Coltinata, unde sunt locuinții, este strada Părâul Cireșului. E băiatul ăla de la... Mădălinia, ce trebuie să știi tu? Băiatul de la Peco? Da. Gămănel? Pătăin, Gamant, Poștocan. Așa. Zona aia. Zona Izlaz. Și ăla care e de la biserică. Da, și până în partea aia spre Părâul. Și în Dumbrava, în Oana, la fel. O să amplasăm o ciușmea publică pe lângă unde e acum ăla de apă, unde se făcea mult mereu. Și acolo o să-i branșăm pe toți. La Mititelu. Acolo am afară, conduta, nu? Unde era? De la Andrieș, la Vasile Andrieș. Unde era acolo, era ceva, o fântână, nu știu, era. Era fântână la Vasile Andrieș și dincolo la... Nu, nu, domnul, da? Ce ții? Fiind, naș, ce, Vasile Andrieș, la tatăl. Nu mai folosiți expresiile astea, domnul Tătar. La Vasile Andrieș, din Coace, de la Simeona Vale, nu? Da. Și a spune și dumneavoastră, bravo, mă. Minunată. Tu mai spuneți așa. Da, tu sunt preferință. Dar vine ăștia la recordere aici, lăsați-vă domnul. Domnul Antochie are mutație pe Coltinata, nu pe Tintin. În esență, despre asta e vorba, da? Sunt niște zone unde nu ajung nici pe proiectele viitoare, pe extinderi. Vă zic o dată, vă spun, pe Poiana apa nu va ajunge, nu, că nu vreau. Debitele care sunt la primăria Bravăi m-ar ajuta să bag conduct încă în două sate. Vorbim de la 5-6 mii de lei în sus, debit per casă. Neplătite niciodată, uitat de primărie întotdeauna, acum nu poți să ai pretenția că aș aducă și tine aminte primăria, când tot 5-6 ani ai călcat la primărie. Deci pe Poiana, cu domnul Remus Structuric am avut o discuție, la fel, de unde o să ajungem cu strada pe Vale, acolo, ni se permite accesul ca să ajungă direct la el, la fântâna din spate, unde are totul montat și o să-l montăm și pe el cu o conductă de 25. Oamenii de bună credință, facem eforturi, credeți-mă, facem eforturi supraomenești, să le asigurăm finanțare, să ajungă apa până la ultimul cetățean de bună credință. Da? Unde sunt debite, 4300, 4500 și mai mari. Dați-mi voi să le aduc aminte că din acei bani trăiește primăria, din acei bani încasăm, din acei bani plătim și noi constructorii ca să le oferi tot lor condiții.
Ăștia cu debite nu au montat de butoaie de apă, nu? Cine? Cu debite aia așa de mare. Au montat de butoaie de apă. Nu. E cum să ai? Nu. Păi dacă n-ai țeavă, cum nu, este conductă. N-ai aducțiune, n-ai branșament. Degeaba. Butoi se pui butoi la poartă, fără țeavă. Și pune muletorul. Da. Da. Supuneam la vot. Cine este pentru? Cine împotrivă? Bun. Punctul 2. Proiect de hotărâri privind îndreptarea erorii materiale apărut în cuprinsul hotărârii Consiliului al Curabării numărul 82 din 31.08.22 privind vânzarea prin licitație publică în condițiile legii a unui număr de 41 de loturi, terenul curții construcției, apartament domeniului public privat al Comunului Curabării. Domnule primar, vă rog. Săptămâna trecută s-a încheiat licitația. Din cele 41 de loturi am vândut 39, urmând a se încasa la bugetul local o sumă de aproximativ 240.000 de lei. Deci am mai vândut în rotundă de încă 2 miliarde de 400 de lei. Doar două au rămas. Sub un altă tensiune mai consecvenția. Nu au rămas din cauza că la vremea respectivă era un tur de vânt care între timp s-a și mutat de acolo. Și oamenii s-au speriat că o să aibă Iulena asupra casă, dar Iulena s-a mutat. Acolo a fost doar turnul test de vânt. A fost mutat, Iulena a fost să fie mutată în altă parte. Au mai rămas doar două loturi de teren. Am mai făcut încă 240.000 de lei din rotunda. Din nimic. Din nimic. Bani care o să meargă, în principiu, tot la investiții. În schimb, nu vreau să mai stau pe la notarul public și am făcut o gafă în hotărârea. De fapt, nu e o gafă. Virgula poate fi interpretată și sau. Notarul interpretează și trebuie să mă duc cu domnul secretar și cu domnul viceprimar de mână să semnăm toți trei vânzarea, contract la vânzare. Și am venit cu o elucidare. Virgula în principiu se va citi sau. Adică poate să merg fie eu, fie domnul secretar, fie domnul viceprimar să semneze ca să nu trebuiască să stau cum am stat ora trecută la activa asta de contract, dacă n-am făcut la drumul la notar, nu mi-a ieșit ochii din cap. Și notarii știți cum sunt. Deci programează azi 1, mâine 3, mâine 4 și ne întindem pe multe săptămâni. Așa, când o să pot eu, mă duc eu, când o să poată domnul vice, duce domnul vice și când o să poată domnul secretar, duce domnul secretar. Despre asta e vorba în proiectul de hotărâre. Da. Tu punem la vot? Cine este pentru? Pentru? Abține? Dar am făcut secretar. Contra niciodată. Diverse. Dacă îmi dați voi la diverse. Să încep eu. După care să... Deci vă spun, ajungem la data de astăzi. Suntem în ultima săptămână din septembrie. Este ultima dată la care codul fiscal prevede că poți plăti a doua tranșă din datoriile către bugetul local. Și vă spun că stăm prost. Stăm foarte prost. Deci foarte, foarte prost. Am reușit. Cum am reușit? Executări silite. Tot ce am reușit noi, până la data de astăzi, total încasări, puțin peste 10 miliarde. Puțin. Mai sunt de adunat? Mai sunt de adunat, conform centralizatorului, tot puțin peste alte 10 miliarde. Nu este egal. Deci suntem la un grad de colectare de 50%, să zicem. Dar am avut vânzare de bunuri proprii, mai să mă intre bani de la rotunda, astea nu făceau parte din prevederile inițiale ale bugetului. Să cineți datorii ce nu mai... Nu mai are rost să mai... Dar să mai să mai dăm nume și așa. Ideea este că vă dați seama că 10 miliarde și ceva nu-i faci dintr-un om, doi. Sunt câteva zeci de oameni buni care refuză efectiv să-și plătească taxul și impozitul. Sunt oameni care... Ori... M-au mașinat pe numele soției, ori nu au, ne umplu de amenzi, deci vin amenzi. Nu putem să vă spunem constant. Nu este zi să nu vină măcar 15-20 de amenzi în debit. Și reușim să recuperăm, dar foarte greu. Că dacă omul îți face 100 de milioane, reușește să ia din 3-4 amenzi, să ară 5-6 mii de lei, plus mai are o mașină, ca acum e la modă să ai mașină cu motor peste 2.000, dar să nu o plătești la primărie, să fac 10 mii de lei așa, fluierând. Ei, lucrează la Autolivia, 2.500-2.700 de lei pe lună. Eu pot să opresc o 3.000 din venit, 7-800 de lei. Cât apuc eu să-i recuperez 3 luni la rând, el mai servește o amendă.
de care uită. Deci gradul progresiv de încasare, de creșterea debitului, este mult mai mare, mult mai spor decât gradul meu de recuperare a debitului respectiv. Deci, stăm, încă stăm. Așteptăm și rectificarea de buget, cu sufletul la gură, dar cred că urmăriți toată lumea presa, așteptăm. Nu știm nimic concret, nu știm ce va fi. Așteptăm să iasă legea cu măsurile fiscale și aia ne va da peste cap. Va trebui să o punem cumva în aplicare. Sunt convins că va fi contestată la Curtea Constituțională, dar la urmă, într-un fel sau altul, ea va intra în vigoare. Stăm și așteptăm momentan. Mai avem investiții de dus la capăt, dar am concentrat toate forțele pe apă. Alimentare cu apă. Băieții lucrează, branșează, o să mai suplimentăm o dată în cadrul proiectului, vedem cine vrea, cine nu vrea. Ideea e că mă duc cu echipa în teren și îi spun, și aici trebuie pus. Domnul primar, aici când am fost la trecută, omul țipa la noi, v-a spus că nu vrea apă. Da, uite, acum o făcut cerere între timp. N-are rost că am trecut printr-o zonă, între timp s-au mai reabilitat și drumurile pe unde s-au făcut branșările. Să vin iar să săp, că se hotărăște el să dea, să vrea apă. Și astăzi a venit domnul consilier local cu cereri la apă. Deci, cei care nu mai fac cereri sau trebuie să mai fac cereri? Nu, care au făcut cereri, nu mai fac cereri. Care nu au făcut, să facă cereri. Deci să facă. Da. Nu să vină când ziua în care eu sunt cu butoiul la vecinul, ies în stradă și țipă că vrea și el apă, că fă la primărie de cu cererea cu 10 minute. Că sunt niște, totuși, da, niște proceduri, sunt bani din Ministerul Dezvoltării, care îi justificăm și trebuie să facem niște documente în spate acolo, ca să am timp să-i verific, să nu aibă debite, să fie cât de cât acolo proprietar pe casă, dacă nu e un proprietar, să fie măcar un copil, că mulți scriu pe ălea, dar n-au nicio treabă pe casa respectivă. Și ne axăm pe apă. Apa, pentru cei care s-au acordat, au termen de 60 de zile și o pun în funcțiune în curte. În 60 de zile facem verificări. N-am băgat apa doar de dragul de a avea butoi la poartă să crească valoarea la casă. Deci nu există chestia asta. Am făcut eforturi supraomenești cu apa asta să pornească. Mi-am asumat inclusiv o amendă de la ISC, legea 10, că am pus-o în funcțiune fără recepții. Dar asta e răspunderea pe care am asumat-o eu. Și în continuare facem eforturi ca apa să ajungă la fiecare cetățean. Ieri am predat la CNI drumurile la reabilitare. Constructorul mi-a comunicat că în 2 săptămâni se apucă de treabă. Va fi o problemă de tranzit pe cele 3 drumuri din Temelia. Deci va fi o problemă de trafic. Soluția tehnică pe care Ministerul a avizat-o este beton rutier. Și se poate turna doar manual. Deci se va face lucrare manuală. Nu, pe perioada respectivă, nu vor putea circula mașini. Deloc. Asta e. Chiriți. Deci, nu, dacă uiți. Lumea trebuie să înțeleagă, că nu avem altă soluție. Deci, suferă 2 luni, după aia au drum betonat la poartă și făcut curie. Care e perioada de stabilizare după turnare? Nu știu să vă spun, au termen de execuție 10 luni, asta pot să vă spun. Proiectul nu este făcut din noi, este făcut de CNI. Ei au termeni acolo, au fost și cu dirigintele de șantier al CNI-ului, că nu e al nostru proiect, nu este numai beneficiar. Restul totuși derulează numai prin CNI. Ieri ne-au comunicat cei dirigintele de șantier, au venit ei cu proiectele lor, tot ce e acolo. Oricum, dirigintele de șantier este un tip super, super, l-a văzut și domnul secretar. E un tip care lucrează la 16 ani în construcție. Au început ca necalificat și au ajuns inginer autorizat. Deci, am văzut că știi, au lucrat și cu Strabag, au lucrat și cu tot ce înseamnă drumul. Plus că au plecat de la drum sătesc până la centură politoare, știi, să facă. Și-o dat seama așa. Dar și constructorul are recenzii foarte bune. M-am avut probleme cu proiectantul, schimb. Proiectantul care nu a fost al nostru. Prețul cel mai mic, nu întotdeauna, eu v-am mai spus, prețul cel mai mic nu întotdeauna înseamnă și lucruri de calitate. Dar e întotdeauna asta. Deci nu așa. Marți, la ora... Orice lucru vom costă. Marți la ora 13 sunt chemat la Ministerul Dezvoltării să semnez contractul de finanțare pe extindere rețea de apă care va aduce apa în satul Guravăi pe deal și în capăta, cele 3 ulițe unde nu este apă momentan.
Am terminat și licitația. Lucrurile care mă sperie cel mai mult, lucrul de fapt care mă sperie cel mai mult, este că la o licitație publicată pe SICA, îți vin unul, maxim doi ofertanți. Asta înseamnă că este de lucru mult și nu e forță de muncă. Lucru, un pic lucrul ăsta mă sperie. Dar am terminat licitația, am atribuit contractul. În clipa care am semnat contractul la Ministerul Dezvoltării, a doua zi am dat ordine de începere a proiectării și a execuției. Deci și lucrarea asta, la fel, va avea un termen de execuție de 10 luni, va fi realizată în proporție de 100%. Avem în licitație extinderea pe Temelia și pe Dumbrava și acolo s-au înscris doar două firme, s-a terminat pe la depunerea ofertelor, urmează evaluarea lor și atribuirea contractului. Eu, în principiu, după calculele mele, ar trebui să înceapă concomitent. Pentru că, într-o parte, avem proiectul, pe extinderea mică, din coace trebuie să proiecteze timp de o lună de zile. Și cumva să cam îmbină lucrurile. Și astea sunt cele două proiecte care o să aducă apa. Pe 6 octombrie am primit la executant comunicarea că vom începe schimbarea becurilor. Din 463 o să fie 800 de becuri. LED, așa cum sunt prevăzut în proiect. În restul lucrărilor suntem în comisii, cu canalizarea, cu centrul de deșeuri de la Motocești. Suntem în analiză. La camere suntem la avizatori, din nou la avizatori. Avizatorii fiind Telgaz, Grid și restul, Pleiadii, care merg foarte, foarte greu. Le vom derula și pe ele. Eu sper că în perioada de iarnă să avem la gaze și canalizare licitații derulate și proiectele făcute ca să putem începe undeva la jumătatea anului viitor să vedem în execuții lucrările. La gaze este o problemă din cauza că trebuie să desemnăm prin concesiuni, prin delegare, acestiuni, operatorul sistemului de distribuție. Și există două prevederi legale care se bat cap în cap. Una e dată prin lege de către Ministerul Dezvoltării, că la concesiuni, la delegări, operatorul de sistem de distribuție este obligat să participe cu o cotă parte, să vină și el cu ceva, adică cu partea lui de bani. Au un ordin al ANRE-ului care îi scutește de a veni, de a participa. Adică ei vor să vină moca, să nu dea nimic. Mă înțelegeți? Ei, dacă nu găsim operator de sistem de distribuție, foarte greu să dai înainte. Uite, în Dofteana se chinuie de 3 luni, cred că, să dea drum. Coțofănești au și lucrare, la fel își caută operator de sistem de distribuție. Va trebui să vedem la timpul respectiv dacă, de fapt, singurul furnizor pe zona mai apropiat, tot acelalalt de gaz, Grid, este dispus să opereze sistemul de distribuție de gaz. Pentru că e o condiție obligatorie la semnarea contractului să ai deja desemnat operatorul pe sistem de distribuție de gaz. În rest, stăm în stand-by, așteptăm schimbări de legi, așteptăm să hotărască ce vor să facă cu administrația locală, ca să știm și noi, mai departe, ce avem de făcut. Cert este că e o perioadă destul de tulburare. Da, nu știi ce va fi pe viitor. Adică trebuie să așteptăm recul în piață a ordonanțelor, a legilor, vedem cum le aplicăm și noi la nivel local. Așteptăm, cum v-am spus, cu mare, mare interes rectificarea de buget, gâfâim, după cum vedeți, gâfâim bine de tot. Mai mult decât asta, mai vorbiți cu neamurile, cu prietenii, cu rudele, care știți că m-au dat oribil la primărie. Da, nu mai avem de unde scoate. M-am vândut tot. Mai am un teren, 2-3 de vândut la Rotunda, dar din aia nu-i îmbogățim. Am scos, cred că, maximul posibil din ce putea oferi Rotunda, oarecum din aia 23 de miliarde, să zicem că am depășit 20 și ceva de miliarde recuperate. Că nu au tot timpul acum nici de acolo să plătească. Așa este, mă. Dălim, aici îți dau dreptate. Na. Unii o să rămână bosunflați. Nu voi face rabat la chestia cu datoriile. Măcar să vii să te văd un angajament de plată, măcar să văd că începe să achizi ceva. Așa tu de 5 ani... Ce ai ce să-i faci așa? Nu ai trecut, n-ai ce să-l iei. Sunt mulți care nu ai ce să-l iei. Deci n-ai ce să-l iei. Echim Gabriel, n-ai ce să iei. Credeți-mă. N-ai și are 430 de milioane adunat acum.
Și cele doilea niciodată nu s-au recuperat. Și nu știa să o vinzi nițeles. N-am niciodată. Ia-s bani care nu-i vă recupera niciodată. Dar totuși mi-e bar în buget local că a venit. Deci când te duci și ceri bani la finanță... La ala, hai să știți. Numai că moare. Atât. Are nimeni? Nu cred. Dar știți că nu... Deci vrea să facă miliarde. Hai, domnule mare, nu pot așa. E numărul pe poate. Deci ce-a rămas aici, vedeți-mă pe cuvânt, foarte puțin sunt care mai ai ce lua de pe la ei. Deci foarte puțin. Restul sunt... Ei au fost un exemplu, dacă ai te mulțumește, să-i spun un exemplu. Deci n-ai, sunt foarte mulți cu amenzi, dar mai am multe la motocești, la Ambion Marius, în continuare, în figurează și el cu 200 ceva de milioane. Și ce să iei? N-ai, eu nu știu unde este. Îl lua cineva în spațiu la un anumit interval de timp, apare cu domiciliul de motocești de el ca să... N-ai de motocești, așa? Da, amenzile... Deja știu, unitatea militară 0205 Constantin Mușat, e ori Kim Gabriela, ori Ion Marius, când vin, pac. Îi prinde, la cerci, acum a văzut s-o mutat pe Vrancea, au început la vecin să... A, vedeți. Mai aveam una care practica cea mai veche meserie de pistivale, o știți, era tot, are și ea în continuare debit frumușel. Numai din, eu din 5-5 vă scot peste miliarde. Restul care omul de bună credință, care și-o... Nu să vă spun care și-o plătim doar la taxe și impozite, nu m-a așteptat nici apa, nici nimic. Și le-o plătim de bună credință. Mă înțelegeți? Da. Da. Tu vicurezi cu 43 de milioane debit și vrei un butoi. Butoiul costă 2100 sau 2100 de lei cu totul, cu montaj, cu adus, cu nu știu care. Păi, plătești și tu 2100 de lei din debitul tău, că ei ți se întoarce, cum ar veni butoiul, nu? Nu pot așa, numai să păsuim, să păsuim. O să rămână și fără apă. Și o să vă spun. Nu știu care ați montat chestii că nu consumă. Dacă nu consumă, există prevederi în lege de sistare, retragere. Deci, investiția scrie în lege că investiția este făcută să meargă. Ea nu poate să rămână ca o... Cum ați văzut săle de sport la record, dar când a intrat aia și a văzut porumbii, mamă, ce e aici? Nu poate, apa nu poate să rămână așa. Apa s-a făcut o investiție. Poți să consumi, că e nevoie. Pe timp de vară se consumi. Deci, pe timp de vară, am dat de două butoane. Deci, el a pus stark la voi și stark acolo. E cu ceva să mă consuma. Poate nu la maxim, dar să mă consuma. Deci, nu vă imați că și un gura văi se consumă 80 de metri cubi pe lună de persoană. Tot un 3-4 metri cubi se consumă pe lună. Nu. Nu mă duc contabil, nu știu ce care consumă. 3-4 metri cubi la o familie. 3-4 metri cubi pe lună. Da, e puțin. Nu consumăm, nu ne consumăm asta. Dom'le, eu spun media. Da, eu spun media. Eu spun media, mi s-a dat un număr lor. Ca sunt, da. Sunt cu salturi mai mari, da. Sunt cu... Mai puțin. Da. Depinde. De lună, depinde de situații. Deci, la ideea că investiția asta nu se rămână așa. Oricum să aveți... Sunt, eu am văzut că nu știu la bază. Sunt acolo ca să... Nu am 100 de metri copilul. 100 de metri copilul. Dar domnul primar, ce vizit la oameni cu placa aia? Așteaptă să... Placa aceea, ca și acea surpriză numită green sau ce să le amintea. Deci se vor regăsi în depozitul primăriei până la utilizare, așa cum ți-am spus. Va fi utilizată tot în satul Păltinata. Va fi utilizată tot în satul Păltinata, da? Dar nu mai putem lăsa odată pe gardul cu ghilimele de rigoare a omului, doi la mână, în mandatul trecut, consilierii locale ați aprobat achiziționarea niște... Cum le zice la ei? Fiare de la ei... Nu știu de la ce unde erau, niște, hai să spun niște profili metalice. Profilul, la fine, H. H, U, B, C, D, nu contează. Dar care... Eu fost plătit de primărie, spre surprinderea mea. Nu știu cum poți face chestia asta scumpe la second hand, dar asta e. Trecut un lume în cadrul oaie, asta e situația. Bun. Acum, nu am număr de bucăți cumpărate, n-am inventar la ele, dar brut le găsesc. Ba, mă împiedic de ele pe la intrare prin Păltinata, ba, nu știu care și-au făcut o traversare cu ele. Păi și mergi și le scoateți. Dar sunt ale primăriei. Sunt la primărie, mergi și luați la toate. Le luăm. Păi și cum ei le-au luat de aici afară? Le-am... Ați văzut unde le-am folosit prima dată? N-ați văzut. La motocești, la pod. Am folosit la pod, la urcare la pod, podul nu sunt pus să lase, eu s-o dat băieții înapoi, au făcut niște benzi laterale ca să nu mai spun oamenii că fung stânga-dreapta, am opsit cu galben și cu negru și am stabilizat, securizat podul. Acea placă, la felul, am vorbit cu domnul Cornel, discutăm cu
băiatul ăla al Obreja, din care are Lăcușorul acolo, da, da. Să vedem. Ai trebuit ca să aibă acestea în toți țări, și la Arisa și așa, ca ce-i dispus să facă el, ce-i dispus să facem noi și să punem placa pe niște culei. Cum și-au făcut, am să explicat. Nu știu care, dacă putem să ducem două gabioane și o ramă de bolovan, din cum tu umpli bagă bolovan în gabioane. Acum nu știu cât ar costa să ducem două gabioane, doar că 3 metri la 3 metri, 1 metru jumătate. Nu mai trebuie asta, trebuie să mergi mult la fața locului, facem o măsurătoare, vedem spre cine vorba și placa aia se pune. Odată, nu mai putem lăsa acolo pe gardul omului, la mână, doi la mână. Eu știu ce vă spun, pentru că în primul rând, că tu nici cum vorbi băieții când m-am dus. Așa. Se limbeze, m-au sunat prima și spun, comandă mă termină părintele, dar bă, nu comandă, asta este a sat, pe adusă de oamenii bătrâni care au fost în sat. O adus piste de cu taful s-a dus, să târâși. De acord. Deci nu, ea primării, nu ea nimănui. Oamenii au început să mă spun, bă, le ducem la ei. Zic, nu, vă duci, faci scandal degeaba, vine poliția, vine lucru. Ia oamenilor, da? Da. Eu s-o duc înapoi în părintele. Ce faceți cu el? Păi, da, v-am mai spus, eu am spus, hai să ducem la Obreja. Hai să o punem aici chiar în curbul unui, la Irena, la Panțelu, să mai lățăm drumul ăla acolo. Curba e periculoasă. Da, eu nu pot, hai să o luăm așa, să o pun tot azi. Că n-am cum. Păi nu pun, dar eu am mai spus treaba asta de placa, e din mult tot am spus. Eu nu pot să, hai să o luăm azi. Că cu niciun mână de consum în tipul mâna. Aș, așa vine și spune și de rotundul la mare care a fost scos. Ia-l păltinăți, așa, ia-l păltinăți. Eu vin la sacolo, ce faci? De ăla stăteau în jocul drumului acolo. Dar așa stătea și placa din același... Deci și placa tot degeaba stătea în jocul drumului. Păi stăteau pentru cum un ani cum să o ia. Îți trebuie mahra, îți trebuie ceva, să o tira și să o luie. Deci tot primăria o va pune în operă. Asta încerc să-ți spun. Da, oamenii sunt pentru cum ai fost. Au fost adus la primărie și au dispărut. Eu nu... Înainte. Eu nu știu ce a fost înainte. Eu spun așa, eu de când sunt primar, eu am pus țevi. Eu n-am luat. Eu am pus țevi. Le-am luat pe propriile scurile. Dacă ducem două gabioane, cât o să coste două gabioane? Dar cât poate să coste? Nici nu știu cât costă. Ți-am spus trei. Ducem un rabă de bolovan de plătul și oamenii nu spune că le umpli. E pe rău și trebuie deschidere mare. Deci nu trebuie, nu trebuie obturat pe rău. Că nu știi cât vine și ea înceapă în curte omului. Pe când o placă aia pusă pe două ulei, e deschiderea suficient de mare ca să nu împiedici, nu obtureze pe rău. Dar lucrul ăsta am vrut să iau placa tot azi și să mă duc tot azi în urmă. Să mergem să vedem și să... Oamenii din Păltinata trebuie să înțeleagă că ala stă în depozitul primăriei, o găsești, o arată unde este, am cumpărat acel spațiu de care știi foarte bine, pentru asta este. Bunurile primăriei pe mandatul meu de primar nu au dispărut. Nu am scos țevi de la oameni să dispară, să te duc la fier vechi, eu din potrivă, unii au dispărut, am pus. Eu le-am adus, știu cum le-am adus. Am avut dosar penal pentru el, ca să știți, plângere penală. Sunt în patrimoniul primăriei cu inventar, le iau, le pun la fel. La fel triunghiurile sunt acolo, eu n-am ce face cu ele. Deci eu nu am. De nevoie, eu n-am ce face cu ele. Și eu, uite, dau public în fața Consiliului Local că acea placă va fi folosită tot în Păltinata. Că ia păltinățenilor. Mai sunt locuri de unde se pot scoate țevi care, de exemplu, sunt la momentul de față sunt inutilizate. Și la coborâri la biserică este o țeavă pe dedesubt, care e înfundată, pe la troița aia pe acolo. Da? Mulți mi-au spus, domnul m-a scoate, curățul și hai să folosim în altă parte. Eu mă feresc de a le scoate, pentru că sunt alisatului Păltinata și nu vreau să-mi iasă discuții. Dar placa aia, odată a venit domnul Păruș, o reclamat, că a lăsat-o abandonată pe gardă și așa au fost. Doi la mână, când îi găsim utilitate, am luat-o, am pus-o și am transportat-o. Acolo e cel mai bun. Deci nu dispare. Nu da la feric, să știi. N-am ce face cu. Eu stau liniște așa cum sunt. Eu am adus. Chiar am adus. Și le găsești în curtea cea pe urmă. Deci la vedere, toată lumea vede când le iau, când le duc, când le pun, nu le-am sacat la mine, nu le-am pus prin spate, prin... N-am. Eu preocupă de astea cu fierul vechi, să știi că n-am avut. Nu mă pasionează. Deci nu ești nervoasă? Nu le-am avut cu de-aia, știi? Da. Mă rog, o plecație Ianic, altfel. Aveai consilier din partea lui, spuneai, la fost la mine. Dar n-aveai consilier, aveai primar acolo. Primar din partea lui. Mă gândeam, ce-i gălețele de Icaos? Da, acum, dacă sunt... Da, mai dorim din consilierul. Vreau să aduc unii mai buni. Unii peste tot. O să venim în următoarea ședință cu suplimentare, în cost de branșamente. V-am spus că nu rămâne nimeni fără apă. Deci, oamenii... Nu mai sunt care au nevoie. Eu oamenii... două state care sunt, care au și nevoie, eu vă spun. Nu dar care sunt satele care sunt și care... Capăta și Dubra, unde sunt eu, restul, nu cunosc, ca să pot să... Apă e nevoie peste tot, să știți la... Sunt oameni bolnavi, hai să vedem și partea plină, pahalul, numai, sau invers. Care sunt oamenii bolnavi care nu are apă? De ce nu e frustrat să-i vezi? Păi,
dau exemplu de om bolnav, familia Fierțu, să amândoi o ia. Păi au bine, tu da. Tu nu poți să spui că nu, că toți oamenii nu au luat. Nu a ajuns. Nu a ajuns, poate, la luat. Dar nu înseamnă că nu o să aibă. Eu trec prin sat, știi ce spune omul, că primarul intră, stă în birou numai cu programare, vicile nu vine, consilierii nu, ce poți să-i facă? Omul zice că a făcut cererii, nu să ia de bază cererea că e făcută de acum 2-3 ani și s-a s-o pus preferențial. Da, poate trebuie cu birou. Eu ce spun? Asta cu, spun cu programare, o să vă mai spun și un lucru. Sunt două motive pentru care fac cereri de audiență. Unu, în clipa care faci cereri de audiență, mă găsești, pentru că știi că vei sta de vorbă cu mine. Eu marți sunt la București. O să transfer cererea de audiență la viceprimar. Da? M-a chemat la Ministerul Dezvoltării. Ce fac? Nu mă duc? Nu mă duc. Că trebuie să vină X la audiență la mine. Da? Doi la mână. Miercurea, să știți la mine, suntem la Bacău și mergem împreună. Că unde nu poate domnul să deschidă ușa, o deschid eu. Deci unde spune, hai cu mine că aici trebuie să intervii tu, mă duc eu. Ai comisii la avizatori. Trebuie să duci să susții proiectele. Păi ați mai avut un primar cu două mandate care nu s-a dus la București să susțină proiectul. Și l-ați condamnat două mandate la rând. Eu am spus ce spune lumea. Eu înțeleg și pe oameni. Dar la urma urmei, scopul nu e să mă vadă pe mine cât frumos. E să vadă realizările mele în teren. Da? Mă duc eu în teren ce să fac? Să-i mint? Nu i-am mințit două mandate. Nu e suficient. Și vă mai spun un lucru. Iar este la așa lume foarte sensibilă. Domnul viceprimar a făcut 465 de contracte împreună cu angajații primăriei. Nu le-a făcut offline. Am văzut în primărie. Am fost în primărie cu el. Eu ieri am fost în primărie. Când nu mă vedeți dumneavoastră, asta e altă treabă. Eu ieri am fost în Dumbrava. Să știți. Eu ieri am fost în Dumbrava. Și am și martor. Și am stat și cu divorțul cu toată lumea. Stați niște domnul. Am fost. Eu v-am spus ce spun. Nu am spus. Eu și nu spun din sat. Mă duc, iar la audiență, tu vii și îmi spui, deci tu vii, mă găsești în birou. Și mi spui, domn primar, am o problemă, uite, din 68 mi-a dat titlul prioritate. Pentru mine e blank. Dacă tu nu îmi spui din timp, într-o cerere, ce vrei să mă întrebi? Ca eu să am timp să vorbesc cu domnul secretar, cu Mihaela, uite ce vrea omul ăsta, ce spui, ce soluții dăm. Vii la mine, ne vedem, îmi spui problema și mai vii o dată ca să spun și rezolvarea. Eu n-am de unde să știu ce vrei tu să-mi ceri ad hoc. De exemplu, a venit un domn din Bătrânata să înceară să facem un traseu de microbus din Bătrânata în Temelie. M-am blocat, mă. Ce se fac? El vrea microbus din Bătrânata în Temelie. Transport public. Cum? Că copiii ăștia tineri sunt fără respect, el face din mână și voi nu opriți. Dar să nu-i moară. Deci, primarul, dacă are program de audiență, este ca să te întâlnești sigur cu el, da? Să discuți problema, să-mi spui din timp ce revendici, că dacă vii și mă întrebi ceva la fața locului, eu nu le știu pe toate. Și n-am de unde să dau, mai ales când vii cu probleme de fond funciar. Că ăla nu dezbătu casa, că e numai la lui. Dar stați alea vechi de autobuz, nu le putem monta la coordonată pentru copii care așteaptă lucrurile cu școala? Nu, da. Putem. O să vină ea, nu o să vină le montez. Eu aș spune cu una e bună, ori la Troiți, ori la Ghiț Tanasa, acolo, unde întoarce microbuzul. E o idee. Bun. Una undeva prin centru sau și una mai neapărat. Bă, Costel trebuie să știe cel mai bine din ea și mai mulți copii. S-a găsit loc, spațiu, să mă să nu-mi curge da. Unde circulație. Da, unde s-a ideea să mă obturăm. Da, unde, dar la, la un pic la, să fim ăsta cu Moise. Păi la Ioana lui Moise să mergem. Acolo este loc, ăla. Da? La deal este loc la Basiluca în față, să pui mâna. Și în zona mea, iar lângă pod. Și pe aici la Oane mână. Uite, asta e o idee foarte bună și o să știi că o punem în practică. Să pun, știi că se spații. Acolo să adună copiii? Da. Ideea este să și fie copii, știi? Păi da, păi da, asta am deșteptat. Să nu-mi nu apară după aia, că dacă ia pe unul pe traseu și așa, a, dar vreau și eu stați acolo. Că deja în Temirea am o cerere de o stație, am cerere de stație în Temirea la fiecare uliță, să știți. Nu, la fiecare poartă. Atât unde s-a adunit că o să înceapă. Păi așa, la autobuzul ăsta nu mai este stația la Temirea, oprește autobuzul ăsta. Păi îți devină șoferii. Nu, voi stiți, dar nu brava. Șoferii pe autobuzul ăsta. Auziți, cât am încercat eu să elimin porcările astea cu Dumbrava, Temelia, Băltinata, Gura Văii și așa, și am tras din toți rărunchii să aducem și dealul greu cu om. Greu? Doamne, Doamne, cât e greu. Nu se termină. Cel mai greu. A, vedeți dumneavoastră, nu se termină, dar
greu din, din colo încoace, greu de aici, la mijloc, dar spui, băi, da, tornă, am omorât pe nimeni, vorba lui fostului primar. Vezi că trage, primăria trage pentru tine, băieții sunt pe drumuri, utilajele sunt pe drumuri, e forfot, o să înceapă și drumurile de asfaltat și astea. Când au mai fost așa în comun? Liniște. Și vezi că lucrurile cât de cât merg. Dar și eu aș vrea așa. O, dar știți cum aș vrea așa? Dar suplimentare, branșamente, tot din bugetul local. Domnul contar, ai bani? Domnul contar, fă rost de bani pentru branșamente, domnul contar. Pe care datorie și eu. Nu, nu el personal. Primăria, băi. Are cozul scar și eu, datorie la nu mai fiu, nu mai fiu. Băi, mai stoarce o leacă conturile alea, că mai e nevoie de 100 de branșamente. Și vine și le uită să vină mai lucru. Retragem 7.000 de colo, 5.000 de colo, așteptăm rectificat de buget, mai vindem un teren, nu ne mai vine o factură la Eolo, mai amânăm o lună. Deci, noi tot pentru comun ne zbatem. Nu cred că vreunul din angajații primării... S-a situația asta pentru că 30 de ani nu s-au făcut nimic. Și ce, dar eu ce vin am să fie? Să așteptăm, asta e România, ce... Care-i vina? Aș, și eu aș vrea să-l fac, uite așa, într-o noapte, să aibă toată lumea branșamente la poartă. Mai da. Dar zi, mersi că s-a născut primarul, va pe 30 de ani, avem acum 50 de ani. Nu se poate. 30 de ani, nu. Are. Să vă mai spun prin păltinata ce am găsit. Când da drumul la apă și apa nu ajungea la capăt. Și s-au apucat băieți. Branșament la șome. Vă zic, băi, face dop de aer și îi face branșament ca să dea drumul la aer, la obrejă. Mai vine cu una mai încoace. Mai vine cu una mai încoace. Mai vine cu una mai încoace. Deci se întâmplă, nu? Ia, ce top de aer trebuie să aibă. Dacă e pe la tine, o pus și la... Nu, ceva nu e regă. La tine încoace nu era contul conectat cu conducta. Băieți, am pus aia și eu le-am spus. Conducta că am prăbunut, era să faci la mea. Bă, dar vreau păi dă-mi drumul la rețea, știți cum faceți? Stai să nu vă așa, să faci după aia, cilințul la rețea, că nu vă așa. La capăt aici, două conducte, una pe lângă alta, una în sus, una în jos. Se uitau băieții, da. Eu zic că am întocești un capăt, la mă nu vine. Ce se întâmplă? Iar la capăt, iar sapă. Așa, au pocnit un hidran la Basilica Chelmuș, acolo. Da, da. Panorama și aia pe acolo, scandal, că i-au mâlit drumul. Dom'le, ce vrei să fac? Asta e rețeaua de apă. Eu vă spun sincer. Eu mi-am făcut cruci văzând-o că merge. Au patru bari. Peste tot apoi. Are presiune. Deci au patru bari peste tot. Fiecare nu mă gândeam niciodată, uitați-vă în motocești, nu mă gândeam, au 3-8, au 4-1. Când au dat drumul în temelia lui Valea Romana... Dar temelia cât au, cum s-a vrut să trebuie? 8-2 au avut la prima pornire. Ia să vă baterii... Deci când au dat drumul, eu le-am spus să vă dea drumul, când au dat drumul la Valea Romana, nu? Da, da. Eu îndreptat instantul, cu cuprul l-am făcut drept. Ia să știu, mă năsupă, am de aia. Nu știu. E, nu știu. Dacă merge rețeaua. Da. Toți rețeaua. Pune-o acolo. Hai să fie iasă. Unde s-a pus pe Sârboaia, știi că proiectul inițial era propus ca să pună la lutărie rezervorul. Și noi împreună am mers, l-am pus dincolo când am luat înălțimea. Păi mai pe nimeni. Păi exact. Eram împreună când ne-am dus. Plus că s-a făcut schimbarea de traseu. Da, aia e modificare ingineriască de traseu, modificare. Nu mă gândeam, am spus, o venit ISC-ul, am făcut probe, fază determinantă, au stat oamenii, chiar au stat la fiecare troasă. Și să pun la momentul să dea drumul, că am terminat și branșarea, pentru fost, că o fost, ok, apa curge. Nu, 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 mai sunt? Da, domnule. E drumul ușor ăla la Mane, aici, pe stânga Moana. De drumul ușor sau drumul? Drumul ușor ăla. Care coboară la Mane spre pârâ? Mai sunt oameni care au bucăți acolo și trebuie cruțat. De la Moana, că duce direct în pârâul mare, la Moana. Mai trec drumul toți, deci cu căruță să treci. Aranjatul ăla. Centura de la Chișinău. La Chișinău. Care duce la Chișinău. Eu spun, deci o să spun de ce nu-l fac. Ca să nu mă duc la Bravo, Mădălin. Da. Când am scos-o de acolo, m-au avut toată comuna. Când voi am scos-o. Acum credeți cum facem. Asta e și acum. Ăla la motocești, dacă le trebuie dată budul pierstent cu aia, că nu ăla nu mai e făcut. Acum s-a pus conducta, acum îl face. Ar trebui făcut. Acum ai pus conducta, ai stabilizat. Eu nu scriu un lucru, dar trebuie să te acum înășa să mă ia capul. Dar acolo îl fac o singură condiție. După ce l-am făcut așa, am și turnat 10 mașini de balast, nu intre nimeni. Acolo, ori puneți camere. Uitați-vă comună, atât de curat, așa, în principiu.
adunăm bunul aici așa. Dar nu mai e ce-o fost înainte. Acum bunul aia de ceva. Nu mai e. Vezi cu burele, nu se vede. Nu mai are. Dar s-o prima bun, se vede tot. Dacă îl faceți curat cu mâna așa. Vă asumați răspunderea dumneavoastră pentru zona. Vă dau un pas. Da, da. Dar pune pe trei camere pe de jos. Nu, dar nu mai sunt oameni cu căruțe care zici că... Ei, nu mai sunt! Mă duci cu mașina. O să ai la trei la fotul. Da, da, duci la fotul de la care am luat cu recent. Câțiva seara știu bună, măcar dacă iar parul ca anul pacient. Da, da. Dar nu mai degeam unui aruncă? Mai degrabă. Și așa trece mașina pe la poartă. Trece mașina pe la poartă, vin gunoiul, vin băieții, uite, luni facem deșeuri ăsta, electrice voluminoase. Și electronice, și luăm și voluminoase, le depozităm pe platformă la noi, acolo totul ne-am cumpărat facem. Câți dați? Dar nu dăm. Vini la presc, după aia ia de acolo. Oricum, vineți în gând, mai faci un far, mai faci ceva. Primăria nu dă nimic pe televizor. Nu știu. Prin aia mai simt. Deci, e alt acum, pe dealul mai vrem cineva? Dacă asfalt? Bine, credința, vă mulțumim frumos.